Partea asta nu se umflă, în schimb astea la alte s-au umflat. Vine sărbătoritul. Iarăși un pachet de ziua ta și ceva ce ai mai văzut? Între timp o să punem și burgerul de pui, pentru că ăsta se face mai încet, adică trebuie să-l facem bine, bine făcut. Iată-ne ajungi din nou în camping după mult timp de așteptare. Din păcate este a doua oară anul ăsta când venim în camping, după ce a făcut Lucian tot proiectul ăsta pe care vi l-am arătat în vlogul trecut. În caz că nu l-ați văzut, să știți că o să vă las vlogul celălalt în descriere, când am fost în camping la Valea Drăganului. Și acolo am prezentat remorca și tot proiectul al lui Luci. Dacă nu l-ați văzut, o să-l vedeți acolo. Oricum și astăzi o să vă arătăm așa din mare, pentru cine a văzut să nu vă plictisim. Și noi ne-am propus atunci că o să ieșim des și cât în fiecare weekend, dacă se poate, dar din păcate n-am reușit. Așa că asta este a doua noastră ieșire. Stăm doar o noapte. O să vă zic eu mai târziu de ce suntem aici. Suntem la Camping Bulls. N-am mai fost anul trecut odată. De fapt, de două ori am fost aici anul trecut, doar că noi am filmat o singură dată. Mai târziu vă spun de ce am ajuns aici, de ce stăm doar o noapte, ce zi este astăzi. Dar până una alta o să mă duc să-l ajut pe Lucian să ne pregătim căsuța, să ne așezăm și noi și să vorbim mai multe cu voi. Așa arată căsuța noastră, am întors mașina să o avem aici aproape. A deschis Luci cort, am deschis umbrarul, avem masa, scaunele și acum Lucian o să-mi facă un sandwich, pentru că eu nu am mâncat micul dejun și mi-este foarte, foarte foame, o felie, da. Și apoi o să fac și eu cafea și vă mai arăt așa, din mare. Nu știu dacă s-au produs schimbări. Aici e gazul, apa, dar de data asta n-am pus apă pentru că stăm doar o noapte și avem bucătărie aici. Am pus tacâmurile. Trebuie să aranjez toate alandala, cumpărăturile sunt încă în pungi. Așa că urmează să fac asta. Coșul nostru de gunoi. O să urc să aranjez cortul mai întâi și apoi o să aranjez și pe aici. Aici știți deja locul nostru de depozitare. Partea asta nu o să o folosim, dacă nu avem apă, n-are sens. Și e fain. Apa, suntem chiar lângă apă, am prins loc lângă apă, doar că e murdară. A plouat ieri toată ziua. Și eu speram să fac o baie, dar în apa asta nu mă pot băga. Luci s-a dus până la magazin și eu o să profit de ocazie să-i umflu un balon.
I-am luat un balon. Astăzi este ziua lui. Și el și-a dorit să ieșim din oraș de ziua lui, să plecăm undeva. Nu prea îi place ziua lui, nu prea îi place să sărbătorească. Și noi aveam plănuit altceva, aveam plănuit 2 zile de camping în altă parte și, mă rog, o să intru în detalii mai încolo, că vreau să vă povestesc mai multe. Și am aici, eu i-am făcut deja 2 cadouri, cu mult înainte, atâtea albine sunt aici și mă stresează, așa. Și mai am un cadou aici pe care o să îl dau astăzi, ca să îi dau și astăzi un cadou, că i-am dat, cred că, un cadou cu o lună înainte și celălalt cadou acum mai recent. Și i-am cumpărat parfumul lui preferat, că tot îmi spunea că îi se termină parfumul preferat. Așa că o să-l aștept pe când se întoarce cu cadou și o să-i umflu balonul ăsta, chiar dacă lui nu-i place. Eu tot o să fac ceva, suntem oricum doar noi doi și voi. Așa că puteți să-i lăsați în comentarii la mulți ani, eu sunt convinsă că o să se bucure. Puteți să-i spuneți în comentarii la mulți ani, puteți să dați like acestui video pentru Luci și ziua lui și poate distribuiți, nu știu, altor prieteni. Știu că vă plac vlogurile de genul ăsta în camping și sper să stați până la final. Noi o să stăm doar o noapte, până mâine, facem de mâncare, îl sărbătorim pe Lucian. Tort nu are, pentru că i-am făcut acum 2 zile acasă un tort de înghețată și este la congelator, mai are un pic și nu l-am mai adus, vă dați seama că n-avea sens. Și a poftit ceva dulce și s-a dus la magazin să cumpere înghețată. Așa că eu profit de ocazie să-i umflu balonul, dar nu știu dacă o să pot. Partea asta nu se umflă, în schimb astea la alte s-au umflat. E singurul balon pe care l-am găsit cu Happy Birthday și e un fel de balon ramă, poate să-și facă poză. O să trebuiască să-l conving să-și facă poză. Nu știu unde să pun balonul. Vă place? Să nu uitați să-i spuneți la mulți ani în comentarii. Pe noi ne ajută comentariile în general, like-urile și dacă distribuiți și ajunge vlogul ăsta la mai multă lume, pentru noi este super. Ne vede și YouTube-ul și vă mulțumim. Vine sărbătoritul! Hello! Ia să vedem. Hello! Ce mi-ai adus? Mi-ai adus înghețata? Mulțumesc! Ce? 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 Nimic! Du-te acolo! Iar un pachet de ziua mea! Iarăși un pachet de ziua ta! Și ceva ce ai mai văzut? Ce este? Televizor? E un balon ramă să-ți faci poză. Mulțumesc! Mai târziu! Mulțumesc! La mulți ani! Mulțumesc! Un mare parfum! Exact ce-mi trebuia! Ai zis că ți s-a terminat parfumul, da, preferat. Mulțumesc mult! La mulți ani! Mulțumesc! Și după cum v-am obișnuit, ăsta e cortul nostru, îl știți, partea lui Lucian, partea mea. Am făcut patul, am adus și gentuța cu haine aici, așa cum o să plec de aici pentru că e o căldură. Deci nu vă imaginați ce e în cortul ăsta. Chiar dacă astăzi nu e exagerat de cald, cum a fost toate săptămânile astea, e bine, o să fie 26 de grade. M-am și schimbat, mi-am luat niște pantaloni scurți. Am terminat de aranjat și vreau să-mi fac o cafeluță. Și vreau în timpul ăsta să vă și povestesc de ce suntem aici. Noi ne-am plănuit weekendul ăsta să mergem în camping undeva mai departe, 2 zile. Pentru că vă ziceam, ne-am propus anul ăsta să ieșim mai des cu camp, cu cortul și n-am reușit. Am fost odată în mai, vă las linkul în descriere să vă uitați. Și acum. Și din păcate eu m-am simțit foarte rău ieri și n-am putut să plecăm. Astăzi m-am simțit mai bine, am zis ok, hai să venim totuși undeva mai aproape de casă. Chiar și așa o noapte de cât de loc e bine și așa. Și
Eu v-am mai spus așa în vlogurile noastre, dar mai vag, că n-am stat să vă povestesc, să vă plictisesc. Eu am niște probleme cu stomacul. Și ideea e că, na, până la urmă am depistat ce și cum, nu mai am voie gluten, lactate, zahăr și vită, aici la vită, știți bine că mie îmi place foarte mult vita, noi cam facem vită de fiecare dată când ieșim, aici m-a lovit rău, porc, rață, mă rog, varză. Și o să vedeți că astăzi eu mi-am cumpărat, doar mi-am adus pâine fără gluten, mi-am adus burger de pui în loc de burger de vită, Lucia mănâncă burger de vită, o să vă arătăm ce o să gătim astăzi pe parcursul zilei. Și am făcut azi o excepție cu înghețata aia, e adevărat, dar nu vreau să fac excepții de genul ăsta, adică chiar vreau să mă țin. Și cam asta e situația, de asta ne aflăm aici așa aproape de casă. Noi toți sperăm că o să vă luăm cu noi undeva mai departe anul ăsta. Oricum mai avem planuri, așa că sper să ne iasă. Și planul de astăzi e cel pe care noi de fiecare dată îl avem. Relaxare. După ce îmi fac și eu cafeluța asta, chiar mă pot relaxa, că nu mai am nimic de făcut decât mâncărica. Să ne pregătim de mâncărica și atât. Apucăm de papa, că ni s-a făcut foame și n-am mâncat mare lucru. Și a luat Luci niște jucării noi de făcut burger. Chiar acum când eu nu pot să mănânc burger. Bine, pot să mănânc burger de pui. Pui și curcan pot să mănânc. Chestia aia de la el din mână e ca să facă smashed burger. Și pachetele astea. Da. O să trebuiască spălate. Și ustensilele astea sunt interesante. Fain. Asta spatule de întors burgerul. Da, da, da. Asta e clopoțel ca să pui, când pui brânza, să acoperi și să topească brânza peste carne. Prima dată o să facem cartofii. Avem niște cartofi prefierți pe care am condimentat cu sare, piper, busuioc și cred că ăsta e ceva pesto? Pesto, dar mă trebuie amestecat da. Înainte să-l pui, să nu uiți că nu am amestecat. S-a încălzit plita, o dăm un pic cu ulei de măsline. Amestecăm chestia asta, după care o să o prăjim un pic așa, dar puțin, să-i dăm un pic de crustă la cartoful ăsta. După care o să facem burgerii. Între timp o să punem și burgerul de pui, pentru că ăsta se face mai încet, adică trebuie să-l facem bine, bine făcut. Adică nu arată rău și burgerul meu arată bine, este pui cu morcov. Da. Chiar dacă vita e supremă. Între timp o să punem și pâinea să se prăjească puțin. Fața în jos. Asta e pâinea mea fără gluten, care nu arată așa bine ca și un burger, dar merge. Pus carne de vită, o să o presăm un pic. Nu mult. O întoarcem și mai presăm încă o dată. Uitați-vă cât de bine arată chiflele astea lui Luci, față de alea mele. Le putem și scoate. Și carnea de vită. Vită, să bolesc aici lângă. Așa arată cartofii, puiul meu, chiflele mele acolo și astea lui Lucian. Gata, am oprit focul. Le trag un pic în lateral și acum o să pun brânza. Ele brânza cheddar și le las un pic să moaie, după care construim burgerul.
Bun, acum construim burgerul de ea. Să-l facem cu puțină maioneză light. Ca să se lege cât de cât carnea, că așa o să fie numai carne cu pâine. Bun, peste asta o să punem felia de carne, care e cam mare pentru chifla asta. Nu contează. Dar cred că o să tăiem chifla și o acoperim cel mai bine, nu? Da. Că așa nu o să închidă bine. Bun, peste asta o să punem una sau două. Două felii brânză, de roșii pus maioneză un pic. Și puțină salată verde. Și ăsta este burgerul pentru persoanele care nu pot să mănânce vită și gluten. Poftă bună! Vreau să vă spun cum e. Cum e? E bun? Ce bună e carnea asta de pui așa. Am luat-o de la moldovan. E burger de pui cu morcov. Să știți că e bun. Poftă bună! Bun, o să începem să facem burgerul de vită. Punem sosul de burger, câte o cutiuță de asta la fiecare. Venim cu felia de burger. Una. Și a doua. Uitați ce bine s-a topit brânza cheddar. Peste o să punem tot așa două felii de roșii și puțină ceapă caramelizată. Și burgerul e gata. Vai cum arată burgerul tău. Hai să vedem cum e. Ia. Fă-mi poftă. Excepțional. E foarte, foarte bun. Nu v-am arătat niciodată bucătăria. O să mă auziți puțin cu ecou. Am venit și cu telefonul, n-am adus camera. Avem aici un frigider. Cei drept, data trecută n-am fost aici. Doar Luci a fost, a spălat vasele. Avem două mese, două bănci aici. Văd că avem și cuptor cu microunde. Asta este foarte bine de știut. Ce drăguțe e. Ce drăguțe sunt cănuțele astea. Nu știu dacă știți, dar eu sunt nebunită după cănuțe. Avem cafea de tot soiul, avem ceva condimente, pahare. Aici putem să venim să ne spălăm vasele. Asta o să și fac, că n-am mai pus apă în rulotă. Avem aragaz pentru cei care n-au. Aici o hartă. Și am asta aici un tablou drăguț cu camping bulls. Ce fain, probabil făcut de un copilaș. Cred că funcționează și aparatul ăsta de cafea. Cel puțin așa pare. Da, în funcțiune. E că dacă tot am venit la bucătărie, să vă arăt și baia, deși v-am arătat o dată trecută, dar profit să mă duc și eu până la baie. Așa arată WC-urile de afară. E foarte drăguță pisicuța aia cu oglinzile, aici e de femei dincolo de bărbați. Dușurile sunt în interior, vedeți? Deci acolo este campingul în interior și bucătăria este asta, în care am fost acum să spălăm vase, iar baia este asta. O să vă duc și pe la dușuri un pic mai târziu, că o să vreau să fac duș. Vreau să vă arăt și împrejurimile, cât de fain și verde și munții ăștia așa în coș, acoperiți de verde, de copaci ăștia, e o oază de liniște aici. Și bine, trece, e drumul acolo, da, pe care am venit și noi, dar nu e așa mare trafic, adică cel puțin pe mine nu mă deranjează. Asta e baia. V-am arătat-o și data trecută. Aici sunt WC-urile, două la număr. Aici sunt eu. Data trecută nu exista oglindă aici, numai afară. Avem hârtie igienică. Avem șervețele, săpun, tot ce avem nevoie. Și toaleta. Să știți că e curat, miroase bine. Mi-am pus pălăriuța din dotare. Mergem un pic să ne plimbăm prin camping, să filmăm, să vă arătăm mai îndeaproape chestii pe care le-ați văzut doar de la depărtare. După ce am mâncat, Luci a băgat un somn. Eu m-am întins pe scaun aici și
am citit un pic, să mergem la o plimbare pe aici, pe la Leagăne și să vedem și căsuțele un pic de mai aproape. Am văzut că a mai apărut un duș, mergem să vă arătăm și vouă. Mai ieșim de aici din bârlog, că am stat doar la umbră. Ce mult mă bucur că am găsit locul ăsta la apă, bine, fiind luni, nici nu e aglomerat. Și copacii ăștia mari chiar ajută aici. Îmi place că e umbră. De obicei nu prea găsim umbră, că în campingurile în care am mai fost sunt parcelate și nu au neapărat copaci așa mari. Mergem un pic la plimbare. Aici în față, nu știu dacă vedeți, sunt niște foișoare cu locuri de foc și grătare. Acum am observat că a apărut și un teren de fotbal. Nu exista terenul ăsta de fotbal. Bine, teren de fotbal. Nu existau porțile aici. Se fac tot felul de... cum se numesc când vin copiii? Nu activități, tabere. Tot felul de tabere aici în camping. Am văzut poze. Vedeți, aici sunt două porți. Făișoarele, căsuțele, 2, 4, 6, 8. 10 căsuțe. Aici avem un foișor unde ne putem relaxa. Tot felul de leagăne și de topogane și ăsta de sărit. Trambulină, așa. Trambulină pentru copii. Am văzut că este și un loc cu nisip pentru copii mai mici. Iar acolo în capăt, dacă când ajungem mai aproape, vă arăt, sunt dușurile. Vedeți, aici sunt dușurile. Era unul singur, acum sunt două. Acum nu știu dacă sunt funcționale ambele. Trebuie să mergem să vedem. Era unul așa mai rudimentar pe partea cealaltă și nu, pe ăla n-am folosit niciodată. Mai să vedem. Funcționează ambele dușuri. Hot shower. Aici e apa caldă. Da, aici e apa caldă. Da, sunt ambele, s-a mai făcut unul. Ăsta este ăla nou. Hai să vă arăt. Se intră cumva așa în așa, roata. Chiar nu vine. Și cerul este deasupra noastră. O să vin mai târziu să fac și eu un duș. În spirală, da, în spirală. Am vrut să zic, Doamne, că nu îmi găsesc cuvintele. Iar aici, în zona asta, când vin copii în tabără, fac tot felul de activități. Să încercăm tiroliana de copii. Nu mi-e cap pe fund aici. Am dat cu fundul de pământ. Am dat cu fundul de pământ. Ce tare, probabil că e doar pentru copii, da? Da, e fain. E pentru copii, cu siguranță, evident. M-aș mai da o tură, dar nu știu dacă am voie. Avem ce să-ți dăm de mâncare. Nu prea avem ce să-ți dăm de mâncare. Salut! Mă sperii un pic, că nu știu de tine, dacă ești cu minte sau nu. Ești cât un urs. Vai, dar ești frumos. Ai intrat astăzi în apă de câteva ori și s-a răcorit. E cu mințel, așa pare cu minte. Ne-am apucat și de cină. A tăiat Luci niște pui condimentat pe care l-am luat tot de la moldovan. O să-l prăjească. Avem aici porumb, câte unul pentru fiecare. Eu am să fac o salată, roșii, ardei și salată verde. Și
cam atât, simplu, ușor, puțin, să nu mâncăm foarte mult seara. Asta e salata lui Luci, roșii, ardei și salată, un pic de ulei de măsline și sare. Asta e salata mea, roșii, măsline, salată, la fel ulei de măsline și sare. Mie nu-mi place ardeiul și lui nu-i plac măslinele, așa că a trebuit să fac două salate. Aici puiul se prăjește, porumbul la fel. Ce foame? No, asta te-a făcut tare. Da, exact, aia am vrut să zic și eu. Bună dimineața! Ne-am trezit de ceva vreme. Atât de bine am dormit, ne-am trezit la 9 fără 20. Și a fost liniște, a fost chiar ce am avut nevoie. Speram să fie râu mai curat în dimineața asta, dar e la fel, din păcate. Lucian s-a apucat de micul dejun. Mi-a făcut mie aici un ou, să văd ce mai îmi pun lângă. Și am spart și ouăle. O sparg și ouăle, da, din greșeală, le-o sparg pe toate, dar nu contează că le folosim. Și acum aș face și lui, bănuiesc, o omletă, îți faci? Mă gândesc. Cred că și eu vreau puțin pâine prăjită. Da. Hai că vedem. Revenim cu micul dejun. Asta e micul meu dejun. Mai slăbuț, așa. Asta e micul dejun al lui Luci. Și-a pus acolo în chiflă ou, mezel, brânzică, roșii, ardei. Ți-ai pus ardei? Da. Ceva sosuri. Arată bine. Poftă bună. Și cam asta a fost ieșirea noastră de o zi la Camping Bulls. Am strâns tot, cortul, umbrarul, tot. Am spălat vasele, mai avem scaunele. Le-am lăsat să mai punem niște chestii pe ele și eu să am unde să stau, să-l aștept pe Luci până face duș, apoi mă duc și eu să fac duș și o luăm din loc. Vă mai luăm cu noi, încă nu e gata vlogul, mergem un pic să, nu neapărat să explorăm, dar a zis Luci să schimbăm ruta, să nu mergem pe drumul principal acasă, mai vedem și noi un pic natura înainte să ajungem acasă și ridicăm și puțin drona. Vecinii noștri au cam plecat, au mai rămas cei din partea asta, cei cu rulota au plecat, cei din partea cealaltă cu cortul au plecat. Astăzi este marți, cel mai probabil vlogul ăsta ajunge lunea viitoare la voi, dar să știți că puteți să-i spuneți în continuare la Luci la mulți ani, pe noi ne ajută comentariile, like-urile, dacă v-a plăcut vlogul ăsta, dați un like. Haideți la drum, ne vedem de pe drum. Am ocolit puțin spre drum, spre casă, dar e mult mai fain pe aici. E atât de curat aerul și e mult mai răcoare. Cred că o să ne oprim la Artomie să mâncăm ceva și apoi mergem spre casă, nu? Trebuie să venim, poate săptămâna viitoare, vedem, nu știm, nu promitem nimic. Trebuie să venim să explorăm mai mult locul ăsta și poate facem un vlog, vă arătăm și vouă. Cred că asta o să facem.
Gata și vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Noi ne plac mult ieșirile astea în natură, cu cortul. Ne-am relaxat, ne-am încărcat. Mă bucur că a zis Luci să mergem acasă pe aici. E răcoare, nu e soare. E atât de bine. Iar priveliștea din fața mea e minunată. E barajul aici jos, lacul. Ați văzut toate astea din dronă? A meritat să venim să ridicăm drona și să vedem toate astea cu ochii noștri. O să mai venim prin zona asta să mai explorăm și o să vă luăm cu noi. O să mergem, chiar dacă nu rămânem cu cortul, măcar, nu știu, într-o duminică, trebuie să profităm și să profităm de vară, de căldură și să mai venim. Vă mulțumim mult că ați stat cu noi până la final. Să nu uitați de butonul ăla de like, ne ajută foarte mult like-urile voastre. Să ne spuneți ce anume v-a plăcut, să distribuiți vlogurile noastre și altor persoane. Există acolo un buton cu clopoțel, butonul ăla, dacă îl apăsați, o să primiți notificare de fiecare dată când postăm. Și vă pupăm și ne vedem la următorul!